Și bine ați venit sau revenit pe canalul nostru. Sunt singur pentru că am ajuns înapoi în Marea Britanie. Și primul lucru care l-am făcut, massive shopping haul. Am fost la TK Maxx și la mai multe magazine, în special la Poundland, pentru că m-a nebunit iubi să-i cumpăr de la Fabulosa niște produse, să-i le aduc înapoi. În fine, dați-ne și nouă un subscribe dacă vă place ce facem noi, lăsați-ne și nouă un like. Și cu ce să începem? Am cheltuit mulți bani, ca de obicei. Hai să începem cu niște produse de la TK Maxx, care nu sunt numai haine. Ce am cumpărat? Eu de obicei când cumpăr haine, cumpăr și alte chestiuni când aștept la coadă. Am luat, pentru că nu se găsesc în alte magazine, niște flame grilled potato chips sau crisps, cum le zice în Anglia. Aberdeen Angus Steak. De-abia aștept să văd cum sunt. 1,49 lire. Green mango uscat, deshidratat, la 2,99 lire. De-abia aștept să încep să mănânc. Am așteptat aseară, că îmi venea să deschid punga și n-am mai deschis-o, dar... Hai să vedem cum sunt totuși, dacă tot sunt aici, nu? Hai să vedem. Deci, cam așa e. Sunt buni. Fat free și gluten free. Chiar foarte bune. Asta este interesantă. Este sea salt chocolate caramel. Cafea. Cred că e cafea, da, e cafea. Flavored coffee. Să așteptăm să vedem cum e. 2,49 lire. Nu a fost așa de scumpă, nu cred că e calitatea wow, dar sunt curios cum este o cafea cu sea salt, sare de mare și caramel. Haideți să vedem cum miroase. Nu pot să miros acum că nu vreau să o desfac. Ce am mai luat? Random things. Ceai. Ceai latte. Este... Nu știu ce este. Hai să vedem. Are spices cu cinnamon, cloves, ceai negru și lapte. Sunt amestecate toate, deci e ca un ceai cu lapte, cum ar fi, dar zice că e cafe style, un stil de cafea. 2,99 lire. Sunt foarte curios cum este, cred că este bun. Vom vedea! Astea sunt produse de mâncare ce am cumpărat, că știi cum e, mergi printre rânduri așa și mai e câte una. Mi-am luat paprika, care o folosesc peste tot, afumată. Spanish smoked paprika powder. Asta este super bun, de fapt. 2,49 lire. Cam așa e. Dar e, o recomand, chiar e mișto. Bun, cred că am terminat. Nu, n-am terminat, stai așa. Am luat niște matcha green tea, ceai verde, din Japonia. Pure, 100% din Japonia. Și cam scumpișor, să spun sincer. 9,99 lire. A fost. Da. Asta știu cum e la gust, că l-am mai gustat, dar de-abia aștept să-l încerc. Ce-am mai luat aici? Niște activated charcoal, să albim dinții. 7,99 lire. Este o pudră, de fapt, nu? Hai să vedem. Unde să facem? Vedem cum e. N-are niciun miros, e doar o pudră. Cred că e cărbune. Cărbune măcinat, ca de obicei. Cărbune măcinat. 100%. Vedem. Nu are clay, shell powder, adică coși de squash măcinate.
Ginger root. Vedem cum e. Ia, ce am mai luat aici? Ah. Turmeric sau curcuma powder, care o pun la blender, la juices, cu ginger și cu alte fructe să facă energy shots. 2 lire 99, organic, să vedem cum este. I-am mai luat lui Iubi o paletă, că a zis că n-are. La Wanderlust, 5,99, dar e redusă de la 24 de lire sau așa ar fi în magazin oriunde. Chiar e... ce avem? 12 shadows. O știe, i-am arătat-o aseară oricum. Să vedem cum e. Nu mai desfac, că e sigilată. Ce am mai luat? 2 uleiuri. Power 10. Pentru soothing. Și unul pentru elasticitate. Dar sunt 4 lire reduse de la 20 și, nu știu, sunt vreo 24 de lire on site și 18,72 aici. Cam așa e. Dar să vedem, de fapt, punem aici un pic, să vedem cum e. Să vedem dacă e elasticitate. Da, miroase frumos. Miroase ca o cremă, de fapt, dar... Nu știu, se pune pe față oricum, adică să vedem. La 4 lire, nu am ce să zic, erau reduse și oricum prețurile 18,72, 18,72, e bun. Așa, bun, ce-am mai luat? Tot de la TK Maxx, haine. Haine, nu, am luat și un ring light. Am cumpărat și un ring light pentru că ne trebuia. Și 12,99, l-am testat aseară, chiar este foarte iluminos sau iluminat, nu știu, una în ele. Se schimbă culoarea la alb, rece și cald. Și are și intensitate. Vine cu tripod și merge la USB. 12V. De fapt, aș putea să-l deschid să vedem ce conține. Telefon. Mai astea tripodurile. Așa e. Destul de măricel. Da. O să-l testez probabil când nu am lumină, să vedem ce zice, dacă e bun de ceva sau nu. Pentru 12 lire, ce să mai zic? Nu cred că mă... n-ai cum să greșești pentru 12 lire, și tripod. Să-l punem aici. Haine! am luat o cămașă de blugi la Lindra, Trussardi. E o cămașă simplă, dar vreau să fac ceva cu ea și chiar îmi vine foarte bine. Era și ea redusă, săraca, de la 29 la 24, adică nu era mare reducere de preț, dar chiar e drăguță. Nu știu. Am luat lui Iubi o curea de la Michael Kors. Am sunat înainte de toate să vadă cureaua, așa că știe. Este reversible, se întoarce pe spate, are alb și pe față are maro. Și de fapt, cureaua asta a fost doar 14 lire. Foarte ieftină mi s-a părut. 48 de dolari prețul pe ea în principiu, dar pentru 14 lire, adică ce? E o curea de la Michael Kors până la urmă, nu? Chiar e drăguță. Am bineînțeles. Mi-am luat blugi. Chiar sunt mișto culoarea. Culoarea e foarte drăguță. Cam așa, sunt de la Diesel. Și 29 de lire. 29,99. M-am uitat pe net, astea sunt 150 de lire, de fapt. Și Slim Fit.
chiar super frumoși. Și am cumpărat 3 perechi. Toate sunt măsurile mele, dar cred că o să îi vând pe celelalte două perechi. În afară de ăștia am mai luat alți pluși de la Diesel. Negri. Dar sunt frumoși și îmi vin perfect și ăștia tot 29,99. Nu știu, aveau o grămadă de blugi de la Diesel 29,99. Adică nu știu ce s-a întâmplat, au ieftinit blugii și am decis să-i cumpăr pe toți. Așa, celelalte două perechi sunt la fel ca prima. Așa, toate sunt, s-a lipit un axpil. Toate sunt la fel. Dar sunt drăguți așa. Au un model frumos pe ei. Și sunt groși, nu sunt subțiri. Nu sunt făcuți din material subțiri sau ieftin, cum ar fi. 29,99. Sper să vedem ce fac cu ei. Că de îmbrăcat nu pot să îmbrac 4 perechi. Am mai luat niște haine? Nu. Acum. În fine. Hai să trecem la Poundland. Și produsele de la Fabulosa, care probabil știți de ele. Honolulu. Miroase a spălătorie. Ah, nu. Foarte parfumat. O liră. I-am cumpărat Aero Bubbles, că tot mă sună, cumpărăm Aero Bubbles cu mentă. Am cumpărat două pachete din astea și le-am găsit prin întâmplare. 2 lire, bucată. Și după aia i-am cumpărat Maltesers, care sunt noi, cu mentă. Mie nu-mi plac oricum, așa că le mănânc ea pe toate. Preferatele mele de la Caramel. Și am găsit noul Aero Dark Milk, care nu știu ce gust are. Mie, în principiu, nu prea îmi place Aero Milk, dar să vedem cum e. Și am cumpărat și două din astea. Știu, câte două să le bag acolo în valiză. The Pink Stuff. A vrut să o încerce, așa că i-am cumpărat. Nu știu, sper să am voie să le trimit, că sunt chimicale, dar vedem. Vom vedea. Pink Stuff. Eu știu cum este ăsta, l-am mai folosit. Încă un produs de la Fabulosa. Este parfumat. Să vedem. Ăsta miroase bine. Pepene. Pepene zahăr. Așa zice, melon sugar, adică pepene galben, nu știu. Da, miroase foarte bine. Poate îl păstrez și nu îl dau. da. Și ce e asta? Asta e, Miami Sun, încă unul. Să vedem cum este acest produs. Să vedem cum miroase. Wow, asta miroase parcă ești la plajă. Pe plajă. O, și omoară și 99% din bacterii și viruse, i-auzi? Deci ăsta miroase super bine, zici că ești la plajă dat cu ulei. Așa miroase. Foarte mișto. I-am mai cumpărat After Eight Strawberry Mint, care i-au plăcut data trecută când le-am cumpărat și le-am mâncat pe toate. Fără mine! Încă un produs de la Fabulosa. Concentrat dezinfectant. Nu știu cum miroase. Miroase groaznic, sincer. Wild rhubarb. Să vedem. Chemicale. Nu știu dacă am voie să-l pun în valiză pe ăsta, dar vedem. Și încă unul aici. Gold Touch. Tot de la Fabulosa. Fabulosa. Miroase a cremă.
cremă la Nivea sau ceva. Vedem. Ce am mai luat? Da, și ultimul produs Cherry Cola, că nu prea mai găsesc în magazine și am luat 3 sticle din Cherry Cola. Să vedem. Cherry, not cherry. Cherry. Cherry Cola. 3 sticle. Și încă un pachet de wafers. Caramel wafers. Cei mai buni. Aveți încredere în mine când eu zic că sunt cei mai buni. Mai e ceva? Nu, doar un sticlă de cola. Și cam acestea au fost produsele de mini shopping haul. Nu știu dacă e mini, a fost cam massive shopping haul. Sper să vă fi plăcut videoclipul de astăzi și ne vom vedea cu altul în curând. Abia aștept să încerc acest matcha tea și aceste uleiuri, cred că le voi folosi. Cafeaua asta mă duc să-mi fac una acum și vom discuta despre ele într-un alt video, cum au fost gusturile. Ciao!